Prorectorul Gabriela Stanciu și-a pierdut calitatea de ordonator de credite interimar joi, după ce procurorii anticorupție au pus-o sub urmărire penală pentru o presupusă infracțiune de luare de mită. Ea îndeplinea această funcție de când a fost arestat preventiv rectorul Dănuț Epure, tot pentru infracțiuni de corupție. Astfel că Senatul a fost obligat să se întrunească de urgență pentru desemnarea unui înlocuitor. Acesta va ține practic frâiele postului de rector. Având în vedere ultimele evenimente, am fost convocați pentru a alege sau a propune un alt ordonator de credite la Ministerul Educației Naționale. Ședința a fost una tensionată, spun surse din interior, pentru că toți cei patru prorectori fugeau de această responsabilitate. Cu atât mai mult cu cât unul dintre ei, Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, își anunțase joi demisia din funcție, dar a revenit asupra deciziei. În cele din urmă, funcția de ordonator interimar de credite a fost preluată de șeful clinicii de arș și chirurgie plastică din cadrul Spitalului Județean, profesor universitar dr. Inginer Ion Bordeianu. Însă vin vremuri tot mai grele pentru conducerea Universității Ovidius. Va veni un control de la Ministerul Educației, dar nu este explicit pentru schimbarea conducerii, ci controlul este pe anumite domenii ale funcționării Universității. Și acest control, sigur, în funcție de constatările care vor apărea în raportul făcut de această comisie de control, se pot lua decizii inclusiv administrative. Surse bine informate ne-au dezvăluit că echipa de control care va veni săptămâna viitoare de la minister va tăia în carne vie și are ca scop precis schimbarea întregii conducerea Universității de la Malul Mării.